Articolul 255. Măsuri provizorii. 1. Dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente și că această acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanței judecătorești luarea unor măsuri provizorii. 2. Instanța judecătorească poate să dispună în special a. interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie b. luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. 3. În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, instanța judecătorească nu poate să dispună încetarea cu titlu provizoriu a acțiunii prejudiciabile, decât dacă prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave, dacă acțiunea nu este în mod evident justificată potrivit articolului 75 și dacă măsura luată de instanță nu apare ca fiind disproporționată în raport cu prejudiciile cauzate. Dispozițiile articolului 253 alineatul 2 să rămân aplicabile. 4. Instanța soluționează cererea potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care cererea este formulată înainte de introducerea acțiunii de fond, prin hotărârea prin care s-a dispus măsura provizorie, se va fixa și termenul în care acțiunea în fond trebuie să fie introdusă sub sancțiunea încetării de drept a acelei măsuri. Dispozițiile alineatului 6 sunt aplicabile. 5. Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părții adverse, instanța îl poate obliga pe reclamant să dea o cauțiune în cuantumul fixat de aceasta, sub sancțiunea încetării de drept a măsurii dispuse. 6. Măsurile luate potrivit prezentului articol, anterior introducerii acțiunii în justiție pentru apărarea dreptului nepatrimonial încălcat, încetează de drept dacă reclamantul nu a sesizat instanța în termenul fixat de aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora. 7. Reclamantul este ținut să repare la cererea părții interesate prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii luate dacă acțiunea de fond este respinsă ca neîntemeiată. Cu toate acestea, dacă reclamantul nu a fost în culpă ori a avut o culpă ușoară, instanța în raport cu circumstanțele concrete poate fie să refuze obligarea sa la despăgubirile cerute de partea adversă, fie să dispună reducerea acestora. 8. Dacă partea adversă nu solicită daune interese, instanța va dispune eliberarea cauțiunii la cererea reclamantului prin hotărâre dată cu citarea părților. Cererea se judecă potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care părâtul se opune la eliberarea cauțiunii, instanța va fixa un termen în vederea introducerea acțiunii de fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronunțării hotărârii sub sancțiunea încetării de drept a măsurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauțiune.